fica mea, Mela, are un an și 6 luni. Iar el este soțul meu, Radu. În videoclipul de astăzi veți vedea tipuri de părinți cu bebelușul. Noi vă dorim vizionare plăcută! Mela, vai cât ești de murdară! Hai să te spăl, o să murdărești toată casa! Ce dezordine în casă! Așa ceva n-am mai văzut! Uite ce-i pe geamul ăsta! Ieri am făcut ordine! Cătălina, tu un pic exagerezi! Posibil! Ce bine! Ia la nici când, tata? Hai bine! Da! Radu, ție îți place așa dezordine? Chiar nu vezi patul este așa dezordonat? Eu nu văd nicio problemă în asta. Mela, este murdară pe față. Nici fața nu i-ai spălat-o. De ce să o spăl dacă iarăși se murdărește? Nu e așa de murdară, trebuie spălat. Așa e, Mela. Hai, ieșiți din cameră, hai, repede. Repede. Adio, mea. Hai cu tata. Hai, ieși. Acum să-ți arăt eu ce înseamnă perfecțiune. Desigur era mai bine dacă o călcam un pic. Cât e de perfect totul. Wow, ce frumos a făcut mama. Ne așezăm, Mela? Nu, stop! Cum să vă așezați dacă eu am așternut așa perfect patul? De asta nu îmi place mie când ești prea perfectă. Ție nu-ți place, dar mie da. Ia, Mela! Ia! Ia, mama, ce face? Tu poți așa? Hai scoate avionul, mănica. Spara avionul. Mănica. Hai să ne jucăm de ascunzile. Unde? Hai să ascunde, Mela să ascunde! Hai ascunde-te! Mamica să ascunde! Nu-i mamica! Acum te ascunzi tu, mamic, ha? Opa! Mela, nu se poate la draperii. Fugi de acolo, hai, fugă. De acolo stai frumos în pat. Așa, te joci pe pat frumos. M-ai înțeles? Bine? Ești fată cu mine de la tata. Mela, pe pat, fuga, te-ai suit? Nu la jucării, faci dezordine. Hai, pe pat, fuga. Fuga pe pat, hai. Fuga pe pat. Fuga. Adem. Mela, urcă pe pat, Mela. Adem. Ia de jucăria asta, încă mă doare capul. O gălăgie faci. Hai vin aici la mama și eu o să dorm. Tu ești zis, dar mami o să dorm. Eu mă culc cu ursulica mea. Bii!
Unde e Mela? Mela! Melania! Vine încoa! Hai, vine! Mira, liniște! Mamica vrea să doarmă! Oh, și mi-e somn! Afară e vreme cu somorâtă! Miela, vină la mama! Joc-te aici în liniște! Mă duc la mine în cameră. Dacă ar fi soare afară, n-ar dormi așa mult. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, pune multe, multe like-uri și scrie în comentarii alte tipuri de părinți, iar noi le vom filma. Puneți un like dacă vă place cum Melania zice pa, pa! Vă place să postăm zilnic? Vreți să continuăm așa? Scrie în comentarii, iar noi vă spunem pe curând! Pa, pa! Ne vedem mâine!